Este sărbătoare astăzi în Biserica Betel și este sărbătoare astăzi și în cer. Amin. Ori de câte ori un suflet se întoarce la Dumnezeu, în cer este o mai mare bucurie decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de mântuire. Înmulțiți cu 13 și vedeți ce bucurie mare este în cer. Și botezul în apă, într-adevăr, este o bucurie, este o împlinire a unui așezământ sfânt. Dacă bisericile tradiționale aveau 7 taine, biserica neoprotestantă în mod deosebit păstrează 2, Euharistia sau actul cinei Domnului și botezul. Botezul în apă este un așezământ și așezământul acesta nu l-a instituit nici Matei, nici Luca, nici Ioan, nici Pavel cu toată teologia lui, ci este un așezământ instituit direct de către Domnul Iisus Hristos. Amin. Am ascultat cuvântul pe care fratele păstor l-a citit și Mântuitorul este cel ce i-a trimis pe ucenici zicând: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Botezul este un așezământ și acest așezământ în sine are ceva mirific, are ceva tainic. În actul botezului se ascunde ceva deosebit. El este un simbol, e simbolul îngropării în moartea Domnului și ridicarea din apă este ridicarea la o viață nouă. Atunci când vorbim de botez, vorbim de o poartă deschisă spre împărăția lui Dumnezeu. Când vorbim de botez, vorbim de mărturia exterioară a ceea ce s-a petrecut în interior. Și lăsați-mă astăzi, alături de cuvintele care au fost citite, să mai citesc din Iov, capitolul 22, versetul 21 și voi continua și cu un verset din 1 Petru, capitolul 3. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura astfel iarăși de fericire. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat, înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Amin. Frații mei, e adevărat, botezul este un așezământ și cuvântul botez derivă de la două expresii. Una de sorginte greacă și când vorbim despre botez, nu putem uita expresia baptismo, care înseamnă scufundat, stropit, vopsit. După rânduiala nou testamentală, frații păstori vor cobori cu ei în apa botezului și îi vor scufunda, iar ei vor mărturisi public că au toată convingerea în faptul, dacă vreți, a îngropării lor în moartea Domnului, cum aminteam, și ridicarea lor la o viață nouă. Dar cuvântul botez derivă și de la o expresie aramaică, beptamana. Și actul ăsta pentru mine e mult mai semnificativ. Botezul este un act care te conduce. Beptamana, tradus în limba română, însemnează act care te conduce. Și mirificul și taina și ceea ce stă în botez este impulsul acesta ce trebuie să te conducă. Dacă actul în sine nu te conduce nicăieri, n-ai făcut decât o baie. Actul în sine trebuie să aibă puterea impulsului de a te conduce spre ceva. Și în Galateni 3:27 Apostolul Pavel zice că toți cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Odată cu actul botezului trebuie deja să se vadă Domnul Iisus Hristos în viața lor și viața lor să fie ascunsă cu Domnul Iisus Hristos în Dumnezeu. Îmbrăcarea în Iisus Hristos nu poate fi ascunsă. Îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos nu poate fi ținută undeva deoparte sub obroc. Îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos nu poate fi secretă. Îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos trebuie să se vadă. Eu m-am îmbrăcat cu acest costum și oricine se uită la mine este în măsură să descrie culoarea costumului. Ei s-au îmbrăcat în această vestimentație și oricine se uită la ei este în măsură să spună că s-au îmbrăcat într-o culoare albă. Ne uităm la cei doi slujitori și vedem că și ei au o vestimentație. Și îmbrăcarea lor
Îmbrăcarea lor este vizibilă și nu poate fi contestată. Îmbrăcarea în Dumnezeu este vizibilă și nu poate fi contestată. Beptamanau sau actul în care voi sunteți implicați astăzi trebuie să vă conducă spre îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos. Amin. Se schimbă de multe ori lucrurile așa, fără ca noi să gândim. Se schimbă de multe ori lucrurile atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, uimitor. Eram într-o bisericuță mică pe Valea Crișului și pastorul de acolo a zis, frate, nimeni n-a venit niciodată din conducerea cultului la noi, n-ai vrea să vii, uite, avem un botez în apă. Și m-am dus. Aveau trei candidați. Aveau doi tineri și un bătrân. Și pastorul a zis, știi ce te rog? Stai puțin de vorbă cu ei, așa cum obișnuim noi să stăm de vorbă cu candidații înainte de botez, că ăștia o să țină minte toată viața că au vorbit cu președintele cultului. Acum, pentru cei doi tineri a fost simplu, că i-am chemat și am zis, voi de ce vreți să vă botezați? Păi am crescut aici în biserică, l-am cunoscut pe Dumnezeu de mici, avem o relație și cu ăștia a fost ok. Da, a apărut deodată un bătrân de 81 de ani și a venit să se boteze și m-am uitat la el și a zis, dumneata, de ce ai îmbrăcat haina albă? Păi cum, de ce? Vreau să mă botez. Păi de ce vrei să te botezi? Adică 81 de ani, ai trăit într-o anumită religie, te-ai închinat într-o anumită formă sau nu te-ai închinat deloc și acum la 81 de ani vii să te botezi. Care instituție te mai angajează la 81 de ani? Cine te mai înfiază la 81 de ani? Vii acum la 81 de ani după ce toată viața ai trăit-o în păcat să te predai lui Dumnezeu și crezi că îți rezolvi problema așa cum crezi dumneata pe ultima 100 de metri? Eram curios să văd ce zice moșul. Și el era un om foarte hotărât, am înțeles că a fost subofițer de poliție în viața lui, s-a uitat lung la mine și a zis, auzi, dumneata o cunoști pe nevastă mea? Păi zic, nu o cunosc, dacă ai cunoaște-o, nu m-ai întreba. Zic, spune-mi ceva de ea. Auzi, de 2 ani de zile s-a botezat și ea. Până nu s-a botezat, cât am fost eu de subofițer de miliție, cum se spune atunci, cât am fost de subofițer, am luat bătaie, dragă domnule. Nu odată, dacă nu i-a convenit ceva, știi cum zburau farfuriile până casă după mine. Toți vecinii se fereau de ea. Când o vedeau supărată, știi cum o ocoleau toți. Și au venit cu 2 ani de zile în urmă niște tineri, au avut și un acordeon și un saxofon de la Dumbrăvița de Codru și au cântat aici la noi în parcul comunei. Măi, ce mi-a spus unul acolo, nu știu. Dar nevastă mea s-a schimbat complet. A venit acasă și a început să salute toți oamenii pe stradă când a venit. Ea nu s-a salutat niciodată pe nimeni. Trebuiau să o salute alții pe ea. Cum a ajuns acasă? Altă dată mă întreba când venea, ai încălzit mâncarea? Ai pregătit acum? Ea a zis, hai să ne așezăm la masă că încălzesc o pasă să mâncăm. Și m-am uitat lung. Nu s-a întâmplat asta niciodată. A doua zi dimineața, când să mă scol eu, să mă duc să hrănesc păsările și ceam în curte, a zis, stai liniștit în pat, mă odihnește-te o oră, că totul am pregătit, totul e gata. Și m-am uitat admirat. Ba, zice, mirosa ceva de la bucătărie, mi-a pregătit și micul dejun. S-a împretenit cu toate vecinele. Când a venit duminica, mi-a spus, Teodore, nu vrei să vii și tu cu mine la biserică? M-am uitat la ea, unde la biserică? Unde la biserică? Păi mergem la ăștia care sunt acolo mai la marginea satului, la pocăit. Băi, femeie, păi dacă mergem, mergem la biserica noastră în centru. Nu, nu, ne ducem la ea. Dar eu de bucurie că ea vrea să meargă la biserică, am zis, bun, mă duc cu tine și la Vatican, numai să mergem. Și ne-am dus, frate, ne-am dus acolo. Am fost foarte mirat când am văzut-o că plânge. Eu pe nevastă mea n-am văzut-o plângând decât de nervi, zicea ea. Și acum plângea în biserică. Dom'le, de atunci s-a făcut o schimbare în viața ei atât de mult că m-a captat. Uite, du-te dumneata pe stradă și întreabă oamenii. Și întreabă detița lui Milițianu, să vezi ce spun oamenii, că s-a produs o minune cu ea. Și minunea asta eu nu știu cum să o înțeleg. Și am spus, frate Teodor, minunea asta se numește îmbrăcare în Iisus Hristos. Blândețea ei, curăția ei sufletească, dăruirea ei, trăirea ei nouă, însemnează îmbrăcare în Iisus Hristos. Beptamanaul sau botezul de astăzi trebuie să vă conducă spre îmbrăcarea în Iisus Hristos. Și dacă cineva n-a fost îmbrăcat în Iisus Hristos până astăzi, rețineți ce vă spune fratele Tipei.
E necesară această îmbrăcare. Mulți pot să se boteze din diferite interese. Unul poate să botează că a găsit o fată frumoasă la noi și zice, numai așa mă pot căsători, că altfel nu mi-o dă tata sau mama. Altul poate să botează că vrea să obțină o moștenire. Altul se botează, cum îmi spunea altcineva odată când l-am întrebat, dumneavoastră, de ce vrei să te botezi? Și el așa șmecherește, zice, sincer? Zic, foarte sincer, să scap de gura lui nevastă mea. E, bă, zic, decât să te osândești, rămâi în gura lui nevastă ta. Știi? Și sunt diferite motive. Unul poate zice, mă botez că îmi place cum cântă grupul. Și mie îmi place cum cântați. Dar nu m-aș boteza numai pentru voi. Altul poate zice, îmi place cum predică predicatorul, foarte bine, și mie îmi plac predicile bune, dar nu pentru asta mă botez. Altul poate zice, îmi plac rugăciunile, e bine că vă plac rugăciunile, dar nu pentru asta vă botezați. Noi ne botezăm de dragul Domnului Iisus Hristos. Ioan a zis, îmi iubesc că El m-a iubit întâi. Și întotdeauna... Când venim înaintea Domnului Iisus Hristos, întotdeauna când vrem să luăm o decizie în prezența Domnului Iisus, El o onorează, El produce transformarea, El ne acopere și ne îmbracă în El. Slăvit să fie Domnul! Stimați candidați, doresc să vă îmbrace Domnul în El. Doresc toți cei ce nu au fost îmbrăcați până astăzi să-i îmbrace Domnul. Doresc fiecare să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos are oferta mântuirii la dispoziția tuturor și botezul în apă este un așezământ ce trebuie împlinit. Marcu 16 cu versetul 16. Cine crede și se botează va fi mântuit. Cine nu va fi osândit. Mulți zic, a, păi știți, eu cred. Și dacă cred, totul este în ordine. Alții merg pe varianta cealaltă. Eu m-am botezat și acum o lasă cu credința mai slabă. Sunt două noțiuni asociate. Sunt două verigi care ne țin legați de lanțul lui Dumnezeu. Botezul și credința. Nu e suficient să spui că tu crezi dacă nu te botezi. Nu e suficient să te botezi și să nu crezi că te osândești. De aceea astăzi e foarte important să subliniem valoarea și puterea acestui așezământ este mântuitoare, pentru că a zis Domnul Iisus Hristos. Și oricine primește cuvântul lui Hristos, îl primește pe Hristos, că El este cuvântul. Amin. În anul 1983-84, într-o zi am primit un telefon. Și la telefon era un inginer care îmi spunea, eu sunt inginer la uzinele de vagoane. Vreau să vă spun că tatăl meu este foarte bolnav. Și mi-a spus cine era tatăl lui. Tatăl lui era fostul comandant de miliție înainte, în vremea lui Ceaușescu, și îmi spunea, tata e foarte bolnav. Tata e pe patul de moarte, are cancer, e în ultimul stadiu. Și insistă să veniți împreună cu încă un păstor, că vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. V-aș ruga să veniți în cartierul Vinelor, pe strada Triumf, numărul 6, 6 sau 16, nu mai știu exact, v-aș ruga să veniți, acolo îmi găsiți pe tata. Tata e foarte bolnav. M-am dus cu fratele Cornel Borlovan, cu păstorul din Arad acolo, el era tovarășul meu de slujbă de multe ori în multe situații, și am găsit acolo un om care, într-adevăr, se măcina de boală. Din bărbatul acela nansurit, era așa de măcinat de boală și când a văzut, a început să plângă. Fica lui a zis, vreau să vă spun ceva tainic, să nu știe tata, haideți dincolo. Ne-am dus dincolo și fica lui s-a uitat la mine, că pe mine m-a solicitat și a zis, domnul Tipei, vreau să știi că noi nu suntem de acord nici cu ortodoxii, nici cu catolicii, noi suntem atei. Noi v-am chemat că, din punct de vedere medical, tata se duce. Eu sunt medic, zicea ea. Mai are câteva zile și am vrut să-i împlinim ultima dorință. Dar nu se mai poate face nimic pentru el. Nu se mai poate face nimic. Să știți că tata se duce.
Și n-aș vrea să avem discuții după mormântare, că probabil o să vă ceară să-i faceți în ritul dumneavoastră ceva, să veniți că vreți să ne mormântați, că vreți nu știu ce pomernice să faceți după mormântare, că vreți parastase, că nouă nu ne trebuie așa ceva. Am spus, doamna doctor, noi nu suntem cu parastasele, noi nu suntem cu pomernicile și noi nu ne luptăm pentru un corp neînsufletit. Avem ce avem cu omul interior, cu sufletul. Dacă ne dați voie, intrăm înăuntru. Și așa am intrat la colonelul Mișcoi, că așa am chema, înăuntru din nou și omul a început să plângă și a zis, frații mei, eram tânăr ofițer în comunitatea dumneavoastră, se adunau pe ascuns credincioși în diferite locuri și țin minte că la Pecica am primit ordin să urmăresc un grupuleț a comunității penticostale ce se adunau în casa unuia cu numele Burtic Teodor. Am stat ascuns într-o șură de fân să văd ce fac ei într-o zi de Vinerea Mare. Și acolo se cânta cântarea, mă duc la Golgota, să aud cum vorbește, să văd pe Domnul meu cum moare pe cruce. Vreau să vă spun că ascultam cu ceea ce aveam în dotare atunci, acea cântare, și atunci am fost mișcat. Atunci în interiorul meu s-a produs ceva. Au trecut ani, am primit grade, am ajuns comandant de poliție județeană, am ajuns cineva, dar am fost neîmplinit că în interiorul meu era un gong. Atunci, la cântarea mă duc la Golgota, am simțit nevoia de a mă întâlni cu Dumnezeu. Iată că mă duc spre moarte. La Golgota probabil n-am ajuns, zicea ea. A scos două caiete studențești de la cap de supernă și ne-a arătat cum a conspectat ea Biblia, cât de mult studiază Biblia. Dar ce mi-a plăcut în mod deosebit a fost următoarea remarcă. A zis, din toată inima cred în Domnul Iisus. Numai că nu m-am botezat. Și în Marcu 16:16 scrie, cine crede și se botează va fi mântuit. Vă rog să mă botezați. L-am botezat pe omul acesta împreună cu fratele Borlovan. Am fost mirat că atunci când l-am cufundat în apa botezului, a strigat un aleluia din toată inima. Aleluia. A fost așa de mișcat și după câteva zile a murit. Dar a murit omul ăsta, s-a dus din lumea aceasta și s-a dus la Domnul. A crezut și s-a botezat. Botezul te conduce spre îmbrăcarea în Hristos, dar botezul te conduce și spre împărăția lui Dumnezeu, te conduce spre turma Domnului Iisus. Beptamanau te bagă și te plasează, dacă vrei, în centru turmei Domnului Iisus. De aceea zis David, Domnul e păstorul meu, nu voi duce în lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi și mă duce în ape de odihnă. Și îmi place versetul 4, unde subliniază zicând, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângăie. A fi cu adevărat membru în turma Domnului Iisus, o oiță în turma Domnului Iisus Hristos, a fi cu adevărat aparținător marelui păstor, trebuie să treci prin apa botezului. Amin. Botezul este una din condiții și foarte mulți poate tratează cu ușurătate, cu indiferență lucrarea aceasta, deși are o greutate extraordinară. Ioan i-a văzut pe unii că veneau să se boteze și nu erau vrednici de botez. Și s-a uitat la ei și a zis, pui de năpârci, cine vă învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți roade vrednice de pocăință și apoi veniți și vă botezați. Că înțelegea greutatea acestui act în sine. A fi membru în turma Domnului Iisus Hristos însemnează a avea pe Domnul Iisus Hristos ca păstor al tău. Zicea David că și acolo în valea umbrei morții El nu se teme de niciun rău, că Domnul-i păstorul lui. Și îmi place în mod deosebit când zice că toiagul și nuiaua Ta mă mângăie. Eu spun sincer că aș cam fugit de toiage. Și când simt și nuiaua care e mai ușoară ca toiagul, parcă nu-mi chiar place. Numai că omul lui Dumnezeu și neprihănitul lui Dumnezeu și în toiag și în nuiaua vede gândul și intenția bună a lui Dumnezeu și rămâne aproape de Dumnezeu.
A fi o oaie în turma Domnului Iisus Hristos înseamnă îl cunoaște pe El. El zice în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10 cu versetul 9, că El este ușa. Cine intră prin El va intra, va ieși și va găsi pășune. El spune că e marele păstor și că noi suntem oile Lui și că oile Lui ascultă glasul Lui și nu se duc nici de cum de pe un străin. Atâtea curente străine, atâtea vânturi care bat. Și eu mă întreb, a cui oi sunt cele care iau toate direcțiile și nu rămân acolo unde le-a așezat Dumnezeu? Mă întreb dacă au fost vreodată în turmă sau n-au fost. Un misionar spunea că odată a trecut undeva prin Africa și trecând el trebuia să se odihnească, a găsit o oază, un izvor de apă și a zis, trebuie să mă odihnesc, că el călătorea pe jos. Și nu s-a așezat bine să mănânce ceva din traista lui când deodată a văzut o turmă de oi că vine și ciobanul s-a așezat și el la umbră și a lăsat oile să se adape din izvoarele alea de apă ce erau acum la umbra acelor pomi. A mai stat câteva momente și a apărut din altă direct un alt cioban și toate oile s-au amestecat și ăsta s-a așezat să mănânce lângă primul cioban. Și se gândea misionarul, măi, cum o să separe ăștia oile, că uite, toate s-au amestecat și nu-s puține. Dar spre surpriza lui a apărut și a treilea cioban, cu încă o turmă de oi. Și acum toate trei turmele erau o singură turmă, iar ciobanii stăteau și mâncau. Și misionarul se tot gândea, cum o să le separe? A stat puțin și a zis, n-am să plec de aici. Până când văd că ciobanii nu se ridică să separe oile, se văd cât vor fugi pe câmpul ăsta, dar cum reușesc să le cunoască pe toate? Și a stat cât a stat și la un moment dat a văzut că un cioban se ridică, își ia traista pe umăr, ia toiagul în mână, trece deoparte și strigă în limba arabă, Mena, Mena, adică tradus veniți după mine. Și o parte din noi au început să meargă după el. Și misionarul s-a mirat. A zis, trebuie că aceste cuvinte au o vrajă în ele. Ce însemnează acest Mena? Uite că oile deodată s-au separat de celelalte și au mers după el. Așa a făcut și a doilea cioban. Și-a luat traista, toiagul și-a luat-o în altă direcție. Și-a strigat, Mena, Mena, și oile au luat-o după el. Și-a mai rămas acolo o parte din noi cu unul din ciobani. Și misionarul s-a dus în așa zis, Domnule, spune-mi și mie, cuvântul ăsta, Mena, ce ascunde în el? Uite, am văzut că prin cuvântul Mena ați separat turmele și, într-adevăr, la rostirea acestor cuvinte, oile au mers după păstorii lor. Ce se ascunde? Dacă eu mă duc în fața oilor, dacă îmi dai hainele dumneatale, îmi dai traista, îmi dai toiagul și strig Mena, vin oile după mine. Și ciobanul foarte degajat a zis, hai să încercăm. A dezbrăcat haina, i-a dat-o, i-a dat și traista, i-a dat toiagul și a zis, du-te, strigă. Și s-a dus misionarul, Mena, Mena, și nici o aia nu s-a clintit. A strigat din nou, Mena, Mena, nici o aia nu s-a clintit. Și a zis, Domnule, dar totuși ce se întâmplă? Și ciobanul i-a spus, Domnule, să fie foarte clar, oile nu din cauza cuvintelor se duc, ci din cauza glasului. Ele își cunosc păstorul. Amin. Și nu se duc nici de cum după un străin. Amin. Voi trebuie să vă cunoașteți păstorul. Beptamanau de astăzi, botezul, trebuie să vă conducă spre o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Și glasul lui trebuie să-l auziți. Cântăm noi și probabil și voi cântați cântarea aceea. Vocea lui se aude. Vocea Domnului se aude. Și vocea Domnului trebuie să o auzi. Actul botezului, beptamanau, trebuie să te conducă în urma Domnului Iisus Hristos și să auzi vocea Lui. Nu numai atât, actul ăsta conduce spre familia Tatălui din cer. Citam serile trecute, nu mai știu, aseară, în altă seară, textul din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 14, unde Pavel zice, iată de ce zic, când plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage obârșea orice familie în cer și pe pământ. Și mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere în omul dinăuntru prin Duhul Lui. Prin Duhul lui Dumnezeu te întărești omul dinăuntru și ajungi să faci parte din familia Tatălui din cer prin acest beptamana, prin acest act al botezului. Astăzi, odată cu intrarea în apă, ați intrat în familia Tatălui din cer. Și, Doamne, ce frumos e
Să știi că Dumnezeu este tatăl tău. Spuneam eu de fiul meu, că l-a întrebat învățătoarea la școală, băi, și pe tine te duce taică tot cu la biserică? Și a zis, da, tovarășa. Și pe tine te pune să te rogi? Da, tovarășa. Și pe tine te pune să cânți? Da, tovarășa. Și i-a pus o serie de întrebări și el, ca să termine cu toate răspunsurile, a zis, tovarășa, era înainte de 89, să fie clar, la noi, la biserică, tata e șeful. Și cu asta a pus punct la toate. Aș vrea să fie clar pentru toți cei prezenți. La noi, în apocăiți, tata e șeful. Isaia l-a văzut stând pe scaunul de domnie și a zis, pune-ne mântimul, umpleau templu, serafimii zburau și cântau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor, și tot pământul e plin de mărirea Lui. E tot acolo. De 2700 de ani nimeni nu l-a schimbat. Au căzut împărații, au dispărut cezarii, au murit irozii, am împușcat președinții. Dar Dumnezeu este același, din veșnicie în veșnicie. Tu ești Dumnezeu, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor, zice Moise în cântarea lui din Psalmul 90. Actul botezului vă conduce spre părtășia de plină a Duhului Sfânt, spre o călăuzire totală, spre o stare și o relație intimă cu Dumnezeu. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, zice Pavel în Romani, în capitolul 8, cu versetul 14. Și în această dupămasă aș vrea să vă spun că nu numai că suntem fiii lui Dumnezeu, dar putem ajunge să fim fericiți. Putem ajunge într-adevăr în acea stare pe care o doresc foarte mulți oameni. Pe oricine îi întreba, de ce te zbați așa? De ce te frământi? Răspunsul e simplu. Vreau să fiu fericit. De ce vrei să ai bani? Vreau să fiu fericit. De ce vrei să ai o casă bună? Să mă simt bine, să fiu confortabil, să fiu fericit. De ce vrei să ai o mașină extraordinară? Să fie confortabilă, să fiu fericit. Și toți oamenii se zbat pentru fericire. Care ar fi secretul fericirii? Horney, unul din teologii moderni, definea fericirea zicând că fericirea nu e altceva decât a-ți alege o țintă spre care mergi cu toată inima, fără nicio rezervă și fără niciun regret. Fericirea noastră a tuturor nu constă în altceva decât a merge spre ținta Iisus Hristos. El ne cheamă să ne apropiem de El și El spune, apropiați-vă și eu mă voi apropia de voi. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Beptamalau te conduce spre fericirea în Hristos. Fericirea de o clipă a lumii trece. Unii caută fericirea în ancor, alții o caută în tutun și zic că o mă simt bine, sunt fericit, mă calmez. Alții caută fericirea în diferite fapte mizerabile și imorale și crede-i că-s fericit. Unii din dorință de a fi fericit s-au împrietenit și cu diavolul și s-au dus la vrăjitori, s-au dus, mai știu eu, la ce oameni și la ce șarlatani a lumii moderne de azi, crezând că ei vor găsi fericirea. Cât pentru mine, zice psalmistul, psalmul 73, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Fericirea oamenilor este de scurtă durată. Spunea fratele Sandu Negrușan că cineva, înainte de 89, a câștigat o mașină la roz în plic. Și, ce bucurie și ce fericire că a făcut atac de cord. De bucurie m-au dus la spital. Dar era o fericire pământească umană, datorită unei dacii. După 3 luni de zile m-au dus din nou la spital, că a intrat cu dacia într-un pom și s-a terminat și cu fericirea și cu dacia. Asta e fericirea care o dă lumea. Astea sunt plăcerile de o clipă ale păcatului. Ceea ce dă Dumnezeu însă este veșnic. Cu fericirea ce o dă Dumnezeu, treci până în eternitate și în veșnicie. Și unul din prietenii lui Iov se uita la el și îi spunea, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace și te vei bucura iarăși de fericire. Nu poți fi fericit dacă n-ai pace. Știți că profetul Isaia zice în ultima parte a capitolului 48 că cel rău n-are pace. Și dacă n-ai pace, nu poți fi nici fericit. Că împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, e pace și e bucurie în Duhul Sfânt.
Și ca să fii fericit, trebuie să ai pace, să fii omul păcii, să fii în relații bune. Și Beptamenau, botezul de astăzi, vă conduce spre asemenea împărăție. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Nu e așa că e frumos să fie Dumnezeu tatăl tău? Amin. Și îmi plăceau în puști, așa ca puștii de aici, din față. L-am întrebat odată, m-am dus într-o familie și am întrebat un copil, erau doi băieți și o fată acolo și mama s-a zis, frate, la ăștia le place oricine vine la noi să vorbească cu ei. Și a zis, hai să vorbesc. Și l-am întrebat pe unul, auzi, tu ai prieten? Și a zis, am. Pe cine? Cel mai bun prieten al meu e tata. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Vreau să vă spun că cel mai bun prieten al nostru a tuturor e tata. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Ca să fiu prieten cu cineva, trebuie să îndeplinesc câteva condiții. În primul rând trebuie să-mi cunosc, nu? Pot spune eu că sunt prieten cu Johnny Pețca dacă nu-l cunosc? Sau el poate spune că e prieten cu mine, cu toate că noi suntem prieteni de foarte mulți ani și ne cunoaștem. Dar ca să ne putem împrieteni între noi, trebuie să ne cunoaștem. Ca să te poți împrieteni cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu te poți împrieteni cu Dumnezeu. Nu te poți împrieteni cu Dumnezeu. El vrea să se descopere. El vrea să se lase găsit pentru cel ce-L caută. El vrea să întindă mâna salvatoare pentru cel ce ridică mâna. El este cel despre care a zis psalmistul, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa pe irii din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pacii. Și mi-a pus în gură o cântare de laudă. Așa te poți împrieteni cu Dumnezeu. Este gata să se împrietenească cu tine. Dar să vrei și tu să te împrietenești cu El. Câteodată suntem gata să afirmăm că suntem prieteni cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la noi și zice, băi, mincinoșilor, asta e prietenia voastră cu mine. Când m-ați văzut ultima dată în viața voastră? Când ați comunicat ultima dată cu mine? Când ați avut voi o relație cu mine? Am pe cineva plecat în Statele Unite și îmi spunea, băi, tu știi că de 20 de ani noi suntem prieteni? Și am zis, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Eu cu tine am fost prieten, că eu te mai sunam din când în când. Tu niciodată nu mai suna de când ești în Statele Unite. Tu nu ești prieten cu mine. Mulți spun că sunt prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu zice, nu e adevărat. Nu te-ai rugat nici azi, nu te-ai rugat nici ieri, nu avem nicio legătură, nu e adevărat. Ca să poți fi prieten cu Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și să comunici cu Dumnezeu. Când ești prieten cu cineva, păi toată ziua ai vrea să te vezi cu el, ai vrea să comunici cu el, ai vrea să, dacă nu poți vedea măcar la telefon, acum de când au apărut telefoanele astea mobile, nu-i mare lucru să consumi două, trei impulsuri, că vrei să auzi vocea, că e prietenul tău. Dar așa poți spune că ești prieten și nu ai vorbit cu el, n-ai avut o relație cu el. Eu nu pot spune că ești prieten cu Barack Obama. Nu pot. Deși se știe foarte multe despre el, nu-s prieten cu el. Eu nu pot spune că-s prieten cu papa, deși se știe foarte multe despre papa și prin natura slujbei care am, știu foarte multe, dar nu-s prieten cu el. Unii cred că dacă știu foarte multe despre Dumnezeu, sunt prieten cu Dumnezeu. Eroare. Nu e adevărat. Era un frate bătrân la Seca și în județul Arad și m-a rugat odată să mă duc să-l ajut că vrea să facă un botez în apă. A zis, bine frate, mă duc să te ajut. Dar aveam o dacie bătrână, rabnă. Am pornit eu cum am pornit-o la ieșirea din Arad spre Șiria, mi s-a oprit ca măgărița în banam, n-am mai merg nici înainte, nici înapoi. A trebuit să mă opresc, să încerc să o pornesc, până la coate am fost numai de ulei. Cumva, până la orele 11, am ajuns și eu la Seca și după ce am găsit că defectul era la Dâncou. Și am pornit-o și am ajuns. Când am ajuns la Seca și eram tot murdar pe mâini, erau bisericile din toată împrejurimea adunate acolo pe un teren la Seca și curgea apa unde pregătiseră și ei locul pentru botez și pe podium am văzut pe unul că predica. Și ce credeți? Predica despre fratele Tipei. Și spunea cât de bun prieten este el cu mine și cum noi am fost la Sighișoara și ce minuni s-au făcut acolo. Și mă uitam și ziceam, când a fost asta? Că eu nu știu nimic. Și el vorbea cu atâta patos și spunea, îmi pare rău că Tipei n-a venit, că eu tocmai de aceea am venit azi la Seca, să-l văd.
Și am spus la fratele Tomșa, care era secretar, zic, dă-mă repede să arunc niște apă pe mâini, chiar dacă nu mă curăț cum trebuie, vreau să-mi prind pe ăsta sus. Și m-am dus și am urcat pe podium. El și-a dat seama că am urcat cam furtunos așa pe podium, s-a oprit și am zis, băi, nesimțitume, excrocume, tu îmi cunoști bine pe tipei? Da, suntem prieteni. Păi mă, eu sunt tipei. Vai, frate, ce te-ai schimbat! În momentul următor mi-a zis, știi, eu cobor puțin jos de pe podium, dar vin înapoi și dus a fost. El s-a dus acolo, a încercat să profite de niște situații, frații m-au văzut bine îmbrăcat, aranjat, s-a dus, frate, de unde ești? Uite, noi am așteptat pe fratele tipei să vină, nu a putut veni, nu cumva vorbești din cuvânt. Și a zis, bă, da, păi și eu pe tipei am vrut să-l întâlnesc aici. Gândul lui era altul, era un gând mărșav. Un om care pretindea că mă cunoaște și el era de fapt un șarlatan și un mincinos. Cam asta se întâmplă cu atâția oameni care spuneați că îmi cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu e adevărat. Și unii vor zice într-o zi, dar am prorocit, dar am predicat, dar am cântat, dar am făcut. Și Domnul, ce mergeți de la mine, că niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Și era zicea, spunea cum s-a deschis ochii unei fete oarbe în Sighișoara. Și o habar n-am avut, nici măcar n-am auzit de așa ceva. Spunea acolo, n-aș vrea să spun cuvinte grele azi în dreptul nimănui, dar o relație cu Dumnezeu și o prietenie cu Dumnezeu, ceea ce duce la fericire, ceea ce în mod deosebit constituie finalul impulsului pe care îl dă beptamalau și actul în sine, este o reală prietenie cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu și să te bucuri de Dumnezeu. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă, zicea psalmistul. Nu e nicio pradă mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu. Să te poți bucura. Am mai spus eu în Germania, nu mai știu unde. Eu țin minte că o soră de 31 de ani a avut cancer, era asistentă medicală și mereu ne chema să mergem la ea acasă să ne rugăm. Avea doi copilași, Ionica și Monica. Ne-am dus și ne-am rugat și într-o seară, când mă pregăteam să mă curg, a sunat telefonul. Și una din mătușile ei mi-a spus, auziți, cred că Mariana moare. Și insistă să vă chemăm să veniți aici. Așa am îmbrăcat sumar cu niște șlapi pe picioare, am urcat în mașină, am traversat orașul până în cartierul Miorița, m-am dus acolo și am găsit-o cu privirea fixată în tavan, soțul ei era în genunchi lângă pat, îi ținea pulsul, mama ei stătea pe un scaun, plângea, cei doi copii scânceau și ei acolo. Și am strigat-o, Mariana, Mariana, sunt eu, fratele tipei. A început să clipească des din ochi și mi-a spus, astăzi am realizat că trebuie să plec. Și mă tot frământă două probleme. Prima problemă, undeva aici în casă sunt copiii mei, în casa noastră nimeni nu s-a rugat niciodată, numai eu am fost întoarsă la Dumnezeu. Frate, îmi promiteți că ori de câte ori vă rugați pentru copiii dumneavoastră, vă rugați și pentru copiii mei? Și am zis, Mariana, fii liniștită, copiii tăi sunt în atenția Domnului și în atenția noastră, o să mă rog pentru ei. Și frate, v-am chemat pentru a doua problemă. Eu trebuie să stau față în față cu Domnul Iisus. Sunt așa de bucuroasă că trebuie să plec. Dar m-am tot gândit care vor trebui să fie primele cuvinte ce îi spun când mă întâlnesc cu el. Am stat un moment, nimeni nu m-a întrebat așa ceva vreodată. Și am spus, bă, fată, când tu o să ajungi în cer și o să vezi frumusețea Domnului și o să vezi gloria Domnului și o să vezi că Domnul ți-a dat biruință și ai ajuns acolo, nu o să poți spune decât ceea ce a zis Isaia, acesta-i Domnul care m-a mântuit. Amin. Și o să-mi glorifici și cuvintele tale vor fi cuvinte de osanare și glorificare. Și am întrebat, dar nu vedeți nimic? Iată-mă că am plecat. Urc cu o viteză nemaipomenită, urc pe o scară în sus. În fața mea se deschide largă o ușă. Văd un tron alb și în spatele lui o poartă de aur străveziu. E sala tronului unde Domnul așteaptă mântuiții. Nu vedeți nimic? Bineînțeles că eu nu vedeam. Vedea ea. Și a zis, văd o mulțime de ființă. Unele au aripi, altele n-au, dar toate sunt foarte fericite. Au o fericire extraordinară pe fețele lor și îmi strigă, bine ai venit acasă. A intrat în comă și după 3 zile a murit. La mormântare, băiețașul ei, care avea vreo 6 anișori, stătea cum a sfințeat soarele, se uita și nu vărsa nicio lacrimă. Cineva l-a întrebat, Ionică,
dar tu nu regreți pe mama. Uite, tot să strigi tu. Și a zis, nu, întrebați păstorul. Păstorul, întrebați-mi. A fost acolo când mama ne-a spus să nu plângem, că ea se duce și într-o zi vine cu Domnul Iisus după noi. Și știu că mama de când s-a pocăit n-a mai mințit niciodată. A trecut timpul. A trecut poate mai mult de un an. Și a fost o zi când am fost la o mormântare și am venit mai târziu. Era joi seara. Un frate predica în amvon și predica despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și Onica, băiatul Monica, era, băiatul Mariana, era pe prima bancă, îi curgeau lacrimile pe față și se nădeau la bărbie. M-am dus, l-am luat în bratele mele și am zis, Onica, spune-mi de ce plângi. Și el s-a uitat la mine și a zis, spune-ți-mi, mai este mult până vine Domnul. De ce, Onica? Mi-e așa de dor de mama. Și a zis că împreună cu Domnul Iisus Hristos vine și ea și o să fim fericiți pentru totdeauna. Uneori, stimați candidați, ne uităm în sus și împreună cu Duhul Sfânt biserica strigă, vină Doamne Iisuse, amin. Pentru că ne este doar de iarnă. Este Tatăl nostru, este prietenul nostru, este Cel ce ne pregătește un loc și împarte și împărăția cu noi, slăviți să fie numele Său. Amin. Cum putem dezvolta relația de prietenie cu Dumnezeu? În primul rând, prin rugăciune. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17, scrie, rugați-vă neîncetat. Nu există pocăință fără rugăciune. Amin. Nu există prietenie cu Dumnezeu fără comunicare cu Dumnezeu. Nu există prietenie cu nimeni fără să dorești să ai o relație cu El, dacă nu vizuală, să-L poți vedea măcar pe cale auditivă. Cu Dumnezeu trebuie să vorbești, de aceea rugați-vă neîncetat. A doua metodă prin care vă puteți apropia de Dumnezeu și beptamanaul trebuie să vă conducă spre starea aceasta, este trăirea prin cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu zice în Luca 1:37 că nu-i lipsit de putere. Vreți să vă întăriți în putere prin Duhul lui Dumnezeu? Foarte bine, rugați-vă. Vreți să vă întăriți în putere prin cuvânt? Citiți cuvântul. Stăruiți asupra cuvântului la timp și ne la timp. Cuvântul este numele ceresc a Domnului Iisus Hristos. El era cuvântul, El era cu Dumnezeu și El era Dumnezeu. Și s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Vreți să vă împreteniți cu Dumnezeu? Vreți să lăsați beptamanaul să vă conducă spre o stare nouă? Credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Prin credință, Avram a crezut pe Dumnezeu și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Prin credință, prin starea aceea de apropiere de Dumnezeu a ajuns să creadă că Domnul este Dumnezeu, că este stăpânul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, că împlinește toate făgăduințele ce i-a făcut și că sămânța lui va ajunge să fie mai numeroasă decât stelele cerului și el a ajuns să fie numit prietenul lui Dumnezeu. Nu v-ați întrebat niciodată, eu mă întreb de atâtea ori, oare zice Dumnezeu despre noi că suntem prietenii lui? Oare zice Dumnezeu despre noi că suntem ceea ce are mai scump în lumea aceasta? Oare zice Dumnezeu despre noi că în sfinții din Germania, în sfinții din România, în sfinții din toată lumea, El își găsește plăcerea? Aș vrea să-și găsească Dumnezeu plăcerea în fiecare, prin credință, prin cuvânt, prin rugăciune, puteți dezvolta prietenia cu Dumnezeu. Acum, și nu mâine, și nu poimâine, acum e bine să luați deciziile. Dumnezeu nu vă scoate din lume. Dumnezeu bagă o lume nouă în noi. Dumnezeu bagă noi împărăția Lui, care e neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Nu însemnează prietenie cu Dumnezeu și nu însemnează sfințirea, ascunderea după zidurile unei mănăstiri. Nici viața de pusnic prin păduri și printre stânci. Dimpotrivă, Dumnezeu ne-a chemat și găsim în Biblie trei metafore pe care Dumnezeu le folosește pentru cei ce sunt al Lui. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți o cetate așezată pe un vârf de munte. Noi trebuie să luminăm, noi trebuie să sărăm, noi trebuie să fim cetatea în care să se refugieze și alții în viața noastră ca biserică și în trăirea noastră. Asta ne cere Dumnezeu. Astea sunt beneficiile preteniei și a beptamanaului, a botezului. Amin. Astăzi este timpul bisericii.
Slavă Domnului! Astăzi este timpul când Dumnezeu încă mântuie. Astăzi este timpul când Dumnezeu își arată dragostea. Știți cum zicea Pavel? Uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați-vă și la asprimea lui. Este un Dumnezeu plin de har, de îndurare, de mină, dar este și un foc mistuitor. Prea mulți sunt cei ce zic, știi, și eu am avut rude de-a mele, cumnatul meu și-a murit. Zicea, băi, cumnate, lasă-mă cu pocăința asta. Băi, ce-o fi de toată lumea, o fi și de mine. Asta se spune și în România, și în Germania, și în America, și în Australia, când am fost și oriunde. Aud expresia asta, ce-o fi de toată lumea, o fi și de mine. Dacă n-ai știut ce-o fi de toată lumea, spune-o astăzi, ce-o fi de toată lumea. Lumea asta va trece cu foc, cu tunet și cu troznet. Și trupurile cerești se vor topi de marea căldură. Asta e soarta lumii. Vrei să fie și soarta ta, dragul meu, asta? Astăzi este timpul tău. E timpul lui Dumnezeu, e timpul bisericii, e timpul tău. Fructifică viața. Fă pasul. Lasă peptamanaul să te apropie de Dumnezeu. Împretenește-te cu El și vei avea pace și vei fi fericit toată viața aici și în veșnicii. Predicam odată și fratele Johnny m-a provocat zilele trecute să spun o întâmplare reală. Predicam într-o biserică din Arad la un botez. Serviciul divin s-a ținut în curte, eram foarte mulți, poate 1500 de oameni, am avut candidați mulți, țin minte, peste 80, și am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și acolo famenul îl întreabă pe Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Iar Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Și ăsta, cu toată convingerea și deschiderea, răspunde, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și a fost botezat. Și am strigat din apă după ce am botezat pe tot, uite apă! Mai este cineva care vrea să fie botezat? Și în curtea aceea s-a făcut o liniște. Și când am văzut că liniștea e așa de mare, am strigat a doua oară. Omule, cu împetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă, care e următorul? Și când am strigat a doua oară, și foșnetul frunzelor s-auzea în pomi. Și am dat drumul mai tare a trei ori la voce. Și am zis, nu te cheamă un păstor, uită-te dincolo de mine, că e marele păstor Iisus Hristos, care strigă și azi, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. Uite apă, care e următorul? Și deodată, prin mulțime din spate, am văzut un bărbat că își face loc. Venea spre baptistier. Uai, când l-am văzut, nu știam cu ce gânduri vine. Cu 2 ani în urmă îi botezasem soția și ne-a spart toate geamurile la biserică. Am vrut să botez și pe fiică sa și m-a sunat într-o noapte la 12 și a zis, băi, drace de popă, dacă îndrăvnesc să botez pe fiică mea, intru acum în bazinul ăla peste voi și vă înjunghi pe amândoi, acolo vă omor. Și acum ăsta venea spre mine. Când am văzut că s-a apropiat, am zis, știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat. Vă rog să stați acolo, lăsați că eu am strigat pentru alții, alții trebuie să vină. Dar am mai hotărât. Am zis, domnul meu, pricepeți ce vă spun. Vă rog să stați liniști, noi avem de discutat. Și am îmi smunge microfonul din mână. Când a smuns microfonul, tinerii nici nu mai cântau, că fredonau o melodie. S-au oprit. Se uitau să vadă ce se întâmplă. Și eram tânăr. Păi când văd și acum așa, băi tinere, ai zis că dacă nu mă botez, să mânie Dumnezeu pe mine. Că mă așteaptă focul, că mă așteaptă osânda, apoi eu nu vreau treaba asta. De vrei să mă botez, bine. De nu vrei să mă botez, lasă că mă botez eu singur. Intru în apă și mă arunc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și eu tot nebotezat nu plec de aici. Și a dat jos haina și a intrat peste mine în baptistier. Nu știam ce să fac. M-am uitat. Forță, n-am avut, era încă o dată cât mine, eram subțirent, n-am, da, n-aveam forța lui. Și vorba românului, cel mai deștept cedează. Am cedat și m-am botezat. Am avut așa o stare de neliniște. M-am dus, i-am spus la un frate, frate, uite ce am făcut. Bă, dar ce bă, tu te crezi Billy Graham? Că Billy Graham era pe van atunci.
Cum, domne, te-a pus să strigi tu acolo din apă? La cine l-a catechizat pe ăla? Tu știi când necaz l-a făcut ăla acolo? Ce te-a pucat, măi? Vai de tine, să n-audă ăștia de la București. M-am dus la un frate ce era în conducerea filialei Arad, la Doilea. I-a zis, frate, uite ce am făcut. Bă, îmi pare rău de tine, am crezut că ești băiat deștept, dar se pare că aici se încheie toată activitatea ta. Parcă văd că mâine dimineață inspectorul de curte sună și cere să-i duci legitimația. S-a terminat. N-ai tu tinichelele tale după tine? Nu ai tu atâtea necazuri? Acum te-ai apucat să faci pe erou. O să vezi tu ce va fi mâine. Vai, m-am dus acasă. Mă rugam neîncetat. Atunci m-am rugat neîncetat, cum zice Pavel în Tesaloniceni. Mă rugam și ziua, mă rugam și seara. Când mă trezeam noaptea, mă rugam și am stat într-o stare tensionată. A doua zi, luni, cum suna telefonul la filială, cum era denumire atunci, simțeam că între sare inima. Deci am precis că mă sună, o de la București, o inspectorul de curte. A trecut ziua de luni, nu mă suna nimeni, marți nimeni, miercuri nimic. Miercuri noaptea spre joi dimineața se întâmplă un eveniment. Joi dimineața soția acestui bărbat dă telefon și spune, azi noapte soțul meu a murit. I s-a rupt o venă pe creier și a murit. Dar Dumnezeu l-a chemat pe ultima sută de metri. Duminica coborât în apă și joi dimineața, miercuri noaptea spre joi dimineața, a trebuit să plece din lumea aceasta. Eu nu știu când trebuie să plec de aici. Dar tu știi când trebuie să pleci? Ești convins că mai ajungi încă un botez? Chiar că nu te pot înțelege, de ce ai amânat? De ce ai respins chemarea lui Dumnezeu? De ce crezi că e mai propice peste o lună, două, șase, un an să te botezi și nu astăzi? Azi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu ți împietre inima. Astăzi e ziua Domnului. Astăzi este ziua ta. Astăzi este ziua când biserica își deschide larg porțile și Beptamarau te impulsionează și te conduce în ea. Fiecare lucru în acesta se constituie un imbord pentru tine. Și m-aș bucura să văd că la numărul celor ce sunt îmbrăcat în haine albe, se adaugă șanțe acolo pe magul apei. Facă Domnul lucrul acesta, amin. Amin.